îl avem, am mai în congrese și până acum, dar versul de fiore este un început în care vă cred că care vă va da încredere și succes în 2024. Raportul pe care îl prezint, o să încerc să mă încadrez în cele 5 minute, repede, destul de mult, dar încep de la congresul pe care l-am avut în 20 iulie, ca ce se face la congresul anterior, din 2019, din momentul acelui congres am avut niște probleme juridice, pe care dumneavoastră le știți, au fost rezolvate în instanță, probabil Partidul Verde nu are nicio problemă juridică ce privește situația juridică conducere și nu mai este de discutat în acest sens. A fost un precizant chiar, cred că, în 4 sau 5 luni urmă, puțin în termen, ca să rămuresc, au fost întrebări de anul viitor la situația juridică a Partidului Verde. Nu la alte anumite cu sentințe și chestii acestea, dar spun doar că este rezolvat. Ce privește anul 2020, am avut alegeri locale, Partidul Verde au redus candidaturi în 35 de județe și au rezultat 120 și nu numai acestor la alegeri locale, am avut 120 de consilieri, 24 de județe, cu primar județul Cluj. Este un rezultat bun, să ne spun că la alegerea anterioară am avut doar 54 de consilieri, deci cumva mai mult decât dublu. Vreau pe această ocazie, toate mâinile de față, să-i mulțumesc și domnului președinte Florin Călinescu, să recunoaștem atunci în campania de locare. Am fost împreună cu tine, am fost la filiale, am vizitat multe județe și în momentul acela am fost în adevăr, ce să spun, am putut să mulțumim o dată rând, am putut să mergem peste tot, o rând de zi am fost prin țară cu Florin, au fost momente frumoase, ne-a ajutat și pentru acest lucru îi mulțumesc și cineva să ne mulțumesc. A venit în momentul alegerilor parlamentare din 2020. Am depus candidatura Senat și Camera Deputaților 21 de județe cu București. Ca și rezultate la voturi în Camera Deputaților, am avut 20.614 voturi, aproximativ 0,35% la nivel național sau 0,6% în județele în care am candidat. La Senat, 23.085, adică 0,39% la nivel național sau 0,71% în județele unde am candidat. Am candidat toate județele, nu s-au putut și cred că scurt timp vom avea toate județele organizați și în momentul de față, vorbim acum, avem 23 de județe plus Bucureștiu, să fim corecți. Am încercat să facem cât mai multe organizații, dar merge greu, dar după acest moment de restart, cred că veți prinde încredere și veți transmite și colegilor, prietenilor și noi vom reuși să facem 41 de județe cu organizații puternice și București. Să trăim mai departe, partea financiară contabilă. În iulie 2020 am avut un fiecare an să fac controlele autorităților electorale permanentă. Aceste controle, în care vin și solicită tot felul de documente de organizare internă financiar contabilă, le-am rezolvat, au fost recuse, au fost căpări, nu au fost toți colegii, toate organizațiile au colaborat în acest sens cât ar fi trebuit, dar am scăpat, cum se spune, cu avertismente și recomandări. În 2021, pe lună jumătate în urmă, a fost alt control la autorității electorale permanente. Am depus toate actele la termen și așteptăm raportul final. Cred că vom fi, o să pare că nu vom avea probleme de amezi sau de tuturorile, ce mai mult zic eu, măsurări și poate avertismente, pentru că trebuie să ne cunoaștem, nu suntem întâlnire organizați, suntem la început, dar o să reușim cât de repede să ne punem la punct. Sigur, de toată situația financiară, recunoaștem, Partidul Verde are niște datorii care s-au pus de-a lungul timpului, nu sunt așa mari, dar le știm care sunt și avem un plan de stingere acestor datorii în cel mai scurt timp.
Am și discutat în, conducerea care va fi astăzi. În data de 11 aprilie 2020 am avut Consiliul Național, s-a votat schimbarea sedei electorale, acest nou sede electoral pe care vedeți aici adesi, înaintea de anul Farsorului, deci, cu care am și participat în alegerea de fapt aceste sede electorale. Trebuie așa de vizită, pentru că desfac un istoric repede, la Consiliul Național 2706-2021, Marius Lazăr, colegul nostru, ne-a prezentat un plan de dezvoltare politică, dezvoltare politică instituțională a Partidului Verde până în 2024, în prezența domnului Tărinescu, în sală, propozitele noastre, poate ați spus, prezența acolo, acela a fost momentul de start pentru acest nou drum al Partidului, la acel moment în care domnul Marius Lazăr s-a implicat alături de noi, l-a început ca și consultant, după aceea s-a înscris în partid și a devenit colegul nostru. În data de 7 martie am avut Consiliul Național online în care s-a convocat congresul de față de astăzi. A fost convocat de către împreună cu președintele Republicii Tărinescu și membrii Consiliului Național. În acea ședință s-a decis convocarea congresului care a dat data de 3 septembrie și Marius Lazăr a fost împuternicit coordonator național și să se ocupe împreună cu subsemnatul de reorganizarea partidului și împreună cu Comitetul de Reorganizare a făcut acest timp până zilele trecute sau săptămâna, am fost în țară, am făcut întâlniri regionale, am prezentat statut, program și cum se face, deja știți mai parte ce conține acest nou program și statut. După aceea, în data de 28.07, am avut Consiliul Național, în care s-a votat regulamentul de organizare a Congresului de astăzi, în ceea ce privește cu alegerea conducerii partidului prin mulțime și stabilirea delegaților pe județ. Am mai avut un Consiliul Național, în data de 25.08-25 august, la care s-au prezentat mulțime registrate, propuneri de membri și s-au numit din comisiile de arbitraj și etică și arbitraj, cenzuri și acesta de numărare și validarea voturilor de astăzi. Dacă cumva anticipez, informează să voteze și statutul nou, o să vă prezint pe scurt și modificările la statut, care apare nou statut. Am spus să vă spun repede modificările principale, schimbările principale. În principal este adăugarea la denumirea Partidul Verde, statutul verzi, cuvântul verzi, deci Partidul Verde și paranteză verzi, asta va fi denumirea oficială a partidului, dar încolo. Al doilea punct este se pot înscrie în partid și cetățeni din Uniunea Europeană cu domiciliu în România, iar cetățenii din afara UE pot dobândi cadrarea de voluntar. Până acum nu avem așa ceva în statut. Nu aveam în altă schimbare, încercarea cărcății de membru la înscrierea într-un partid politic sau la declararea sa ca fiind independent. Apare organizația de tineri cu denumirea tinerii verzi, cu nivel de reprezentare în toate structurile ierarhice și cu copreședinți, iar aceștia fac parte din biroul de mai național. Se introduce un articol Liga Aleșilor Locali, care cuprinde președinții și vicepreședinții Consiliului Județene, consilieri județeni, primari, viceprimari și consilieri locali. La rândul lor, această liga are copreședinți, reprezentanți în biroul de mai național. Se introduce articolul colaborarea cu ONG-uri și fundații, nu detaliez. Se introduce un articol, că până acum am avut, dar de vreme, diaspora cerere și nu aveam, tot timpul spuneam că nu am prevăzut în statut. Diaspora, în nou statut, are statut de organizație județeană și cuprinde organizațiile din străinătate, iar cu președinții diaspora fac parte de drept din biroul permanent național. Alt punct, ședințele Partidului Verde la orice nivel se pot face și online cu vot electronic. Biroul permanent național este format din 31 de persoane, cu președinții Partidului Verde, președinte executiv, secretar general, 15 vicepreședinți, 6 secretari executivi, aleși de către Congresul Partidului Verde. Se desfințează biroul executiv central, toate atribuțiile fiind private la biroul permanent național. Se înlocuiește conducerea partidului de către un singur președinte cu drept copreședinților la femeie. De asemenea, structurile
de conducere la nivel de județ, sectoare, vor fi reprezentate de copreședinți, bărbați, femei. Se desfințează funcția de indice președinte. Comisia de arbitraj se denumește Comisia de etică și arbitraj. Altul, cotizație membrilor BPN va fi stabilit în decizia de ordine național. Pentru restul membrilor de partid, cuantum cotizație va fi stabilit de către biroul executiv județean sau în municipiul București. Și aici erau niște discuții referitor la cotizație, cred că am urmărit ceea ce privește cotizația. Se introduce un paragraf pentru contracte, că am avut probleme de campaniile electorale și vrem cumva prin statut să clarificăm. Paragraful ca pentru contracte și alte acte financiare contabile, încheiate și semnate în numele partidului, de către membrii partidului, în funcție de conducere alții decât copreședinții, răspunderea ce privește relațiile contractuale devine integrat persoanelor care semnează contractul, fără a implica în fel răspunderea juridică a partidului. Asta întrucât am avut probleme în campaniile electorale cu colegi care au făcut contracte sau și nu le-am amarat și am avut procese și să nu mai ajungem aici, îndreptăm și către cei care au semnat, că au semnat acele contracte și nu și-au onorat, pentru că acele datorii pe care le-am prezentat s-au făcut din cauza neseriozității celor care au candidat și au făcut diverse, să spunem, angajamente și nu și-au ținut prelatare. Cam asta.